și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Poliția Reghin, și mai aproape de tine. Siguranța ta este prioritatea noastră. Îți stăm la dispoziție și prin poștă electronică. Scrie-ne dacă te nemulțumește ceva și crezi că soluția depinde de noi. Exprimă-ți părerile și sugestiile la adresa de mail poliția@ms.poliția-romana.ro. Rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Instituția. Sunt Simina Cota, iar în această seară am plăcerea de a avea alături de mine o persoană care, spun eu, e importantă. E importantă, exact cum spune românul, la minte și la suflet. Țara noastră și nu doar țara noastră este într-o continuă dezvoltare, iar tehnologia mereu are un cuvânt de spus. Nu vă mai pun răbdarea la încercare și permiteți-mi să vă prezint invitatul meu din această seară, domnul profesor Szabó Zoltán, inspector de informatică în cadrul Inspectoratului Județean Mureș și în același timp profesor de informatică în cadrul Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin. Bună seara, domnule inspector, și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Exact cum le spuneam telespectatorilor, cred în ceea ce spun, pentru că în august, în acest an, ați condus lotul olimpic de informatică a României la Olimpiada Balcanică, Balcaniada, cum îi spunem noi, din Ankara. Da. Este una din multele olimpiade și concursuri internaționale. Acum vorbim despre Balcaniadă, dar în același timp aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră care sunt celelalte mai importante sau la fel de importante ca această olimpiadă. Păi, dacă vorbim despre concursurile de informatică internaționale, atunci obligatoriu trebuie să punem pe primul loc Olimpiada Internațională de Informatică. Anul acesta s-a organizat la Taiwan, Taiwan lângă China. O altă olimpiadă internațională este Olimpiada Centrală Europeană, care în acest an s-a organizat, unde s-a organizat? În Germania, la Jena. Și a treia olimpiadă internațională ca valoare a noastră este Olimpiada Balcanică de Informatică. S-a organizat la Ankara, în Turcia, și acolo am fost prezent și eu. În afară de astea, trei olimpiade mari de informatică, care se și intitulează Olimpiadă Informatică, mai sunt alte concursuri internaționale, cum ar fi Turneul Internațional de la Schumann de informatică. Acest concurs însă este un concurs la fel de puternic ca și celelalte, fiindcă Schumann fiind în Bulgaria, vin toate țările balcanice cu echipele lor de internațională. Deci concurs, putem să spunem, la fel de important ca și Balcaniada, la care se adaugă Olimpiada Balcanică de Juniori, care în acest an s-a organizat la Montenegro, și, scuzați-mă, în Macedonia. Montenegro a fost anul trecut.
în Macedonia și încă un concurs internațional ar mai fi, care însă este pluridisciplinar în Siberia, în Iakutsk. Este un concurs format din discipline ca și fizică, matematică, printre care sunt și trei concurenți de informatică. Lotul României a obținut o medalie de aur și trei medalii de argint în acest an. Întrebarea mea ar fi, cum este privită echipa României? Ținând cont că de cu mulți ani în urmă noi ne prezentăm și ne prezentăm cu fruntea sus, cu demnitate și aducem rezultate bune și foarte bune în țară. Suntem o echipă de temut între celelalte echipe? Da, acum trebuie să vă spun că v-ați referit la Balcaniada. Da. Da, în Ankara, într-adevăr, au obținut o medalie de aur și trei medalii de argint. Poate ar fi bine să vorbim și cum se dau medaliile, fiindcă toată lumea nu cunoaște ce înseamnă o medalie de aur, o medalie de argint și o medalie de bronz. Nu-i locul 1, 2 și 3, nici de cum. În general, se dau până la jumătatea clasamentului medalii. Asta înseamnă că dacă sunt 20 de concurenți, atunci sunt 10 medalii. Dacă sunt 80 de concurenți, atunci sunt 40 de medalii. Iar raportul medaliilor este 1, 2, 3 referitor procentaj. Adică 1 la 12, 2 la 12, 3 la 12, 3 la 12, cam atâta ar fi medaliile în total care se dau pentru elevi. Și în consecință, aici e bine să spunem că acolo unde sunt puțini elevi, sunt puțini concurenți, acolo sunt puține medalii de aur. Și de aceea la Balcaniadă, la Olimpiada Centrală Europeană, o medalie de aur parcă valorează mai mult decât la Olimpiada Internațională, fiindcă la Olimpiada Internațională se dau din 300 de copii 25 de medalii de aur. Iar la Balcaniadă se dau 4, 5 și foarte rar 6 medalii de aur. Și acum dacă e să privim per ansamblu la tot ce înseamnă concursurile internaționale, olimpiade, și să luăm calitate și cantitate în ceea ce înseamnă rezultatele, clasamentul românilor? Dacă am vorbi așa, atunci am putea să spunem că românii sunt de temuți. Deci echipa României, oriunde unde merge, în ultimii ani luând, cam de 4 ani încoace, de fiecare dată venea acasă cu o medalie de aur, cel puțin. Acum 2 ani am avut rezultatul cel mai frumos posibil, când 3 medaliați de aur, am avut și o medalie de bronz. Atunci ne-am și clasificat locul 4 internațional și mi-a plăcut foarte mult replica colegului meu. Am ajuns să fim la fel ca și în gimnastica feminină, și știți că în gimnastica feminină concurăm împreună cu China, URSS și SUA. Exact la fel, numai ei 3 ne-au bătut și după aceea noi eram pe locul 4. Am înțeles. Și când ne gândim câte țări sunt cu potențial mult mai mare decât România, atunci cred că înțelegeți de ce putem fi mândri că suntem români. A spus cu potențial mult mai mare. Ca să ajungem să vorbim și noi de un potențial la oarecare egalitate cu aceste țări, sau să vorbim și noi de România cu un potențial mai mare în ceea ce înseamnă performanțe. De ce avem nevoie? Nu știu dacă neapărat avem nevoie de ceva. Deci informatica se face din pasiune. Noi avem nevoie de nivel de trai, dar asta nu pentru concursurile de informatică. Și atunci un informatician, să spunem, ce are la bază un astfel de concurs, ce are la bază un copil care se ridică până la nivelul de a participa la Olimpiadă? Bine puneți problema. Pentru asta ar trebui să se găsească o metodă prin care să-i motivăm pe copii. Și cum se vede, reușim să-i motivăm suficient de bine. Cum s-a realizat asta în ultima vreme? În primul rând, Siveco fiind o firmă, o asociație care investește prin informatică și prin informatizare, atât prin calculatoare cât și prin softuri, a avut un proiect prin care s-a construit un site de pregătire a olimpicilor. Și acest site se numește Campion, www.campion.edu.ro, care
conține cel puțin 1000 de probleme de concurs date la diferite olimpiade și alte concursuri de informatică. Și în paralel cu acest site, există un alt site, InfoArena, făcut de studenți internaționali, și din această cauză concursul are o valoare și mai mare, fiindcă primul site este al profesorilor, un site didactic, dar nu numai. Al doilea site este un site concentrat 100% către performanțe internaționale. Și în consecință, aceste două site-uri, cum au apărut, efectiv au mobilizat elevii să lucreze pe probleme de calitate bună și nu numai atât, dar văd un clasament național, văd un rating a fiecărui elev și atunci au interesul de a lucra cât mai mult, că nu indiferent unde sunt în lista respectivă. Se pot verifica, uite să văd colegul meu cât a lucrat, atunci nu vreau să rămân nicio mai prejos, trebuie să lucrez mai mult. Și asta face ca să apară calitatea. Mai sunt multe chestii despre calitate, dacă vreți putem continua. Da, dacă sunt lucruri care trebuie punctate, în ceea ce înseamnă calitatea, vă rog, chiar vă rog mult, pentru că știu eu, cu siguranță, elevii care ne urmăresc sau care își doresc să știe mai multe despre informatică, probabil este ca un pont vândut, așa să zic. Exact. Aici trebuie să știți că are un foarte mare rol anturajul din clasă. Deci e mult mai ușor, acum vorbesc la nivel de județul Mureș, e mult mai ușor ca să fii olimpic din Colegiul Unirea sau Colegiul Papiu sau Liceul Boiai decât să fii olimpic de la Liceul Tehnologic Petru Maior Reghin. E un alt anturaj acolo unde este o selecție județeană sau unde este o selecție orășană. Și în consecință, nu e indiferent. Deci, în anumite situații, chiar nici profesorul nu mai are rol, ci rolul are pur și simplu elevul care dorește mai mult și mai bine. Dar, la fel pot să spun, câteodată, așa cum am spus, nu profesorul pregătește elevul, ci a descoperit scânteia, investește profesorul în elev, elevul are o ambiție de a lucra, la care se mai adaugă încă un lucru. Elevul la un moment dat crește peste profesor. În acel moment profesorul n-are ce face, îi spune, hai zboară că tu poți. Și îi dă posibilitatea ca elevul să facă cât mai multe lucruri, numai să țintească cât mai departe și după aceea să realizeze acele lucruri. Vorbiți despre astfel de elevi. Dumneavoastră, ca profesor, pentru că lucrați cu acești tineri, mai mult sau mai puțin pasionați de ceea ce înseamnă cartea propriu-zisă, cum îi vedeți? Cum îi descoperiți? Sunt convinsă sau îmi spuneți dumneavoastră dacă am sau nu am dreptate că există acel feeling, acel ceva la un elev care spune da, poate mai mult și de aici încolo, exact cum ați zis, anturajul, dar sunt mai multe lucruri care îl învelesc așa frumos și profesorul și anturajul și familia și societatea și tot. Exact, deci elevul trebuie descoperit, dar elevul se lasă descoperit. Se lasă. Deci, astea două lucruri merg mână în mână. Deci, profesorul vede că elevul vrea și vede prospețimea elevului în gândire, originalitatea, timpul de reacție, care este o clipită la un elev bun și imediat vede că da, aici este valoare. Aici vreau să vă spun un lucru care cred că absolut în toate emisiunile în care am participat și am vorbit despre concurs, trebuia să spun, eu am o slujbă, sau mai bine zis, un rol care este foarte ușor în momentul în care trebuie să descoper un elev, fiindcă Clubul Copiilor, unde este domnul Cremene și doamna Șuteu, dânsii mi-au descoperit toți elevii olimpici existenți în clasele 5-8 și când au ajuns la școală doar atâta trebuia să-mi spună ai grijă că băiatul e bun. Sau pur și simplu și eu am văzut că și am mai fost pe acolo la concursuri și am văzut cine cum se comportă. Da, vă rog, dacă nu mai situația financiară astfel de elevi peste tot, indiferent de domeniu sau când facem un pas, deja avem nevoie de oarecare susținere. Acești elevi se prezintă la numeroase concursuri naționale, internaționale. Care este baza și financiară? Cum sunt sprijiniți? Cum se descurcă? Sau mai bine zis, cred că
ar trebui să adresez întrebarea dumneavoastră. Cum vă descurcați să-i susțineți și să-i îndrumați pe acești copii? Baza materială este una minimă și să mă înțelegeți din ce motiv. Orice elev are internet acasă. Da. Deci nu e problema. Iar în afară de asta, putem să spunem la fel de bine că softurile care trebuie să le cunoască pentru un concurs de informatică, e vorba ori de limbajul Pascal, ori de limbajul C++, și astea nu sunt softuri foarte sofisticate și pe un calculator simplu funcționează. Doar atât că dacă într-adevăr va fi foarte pasionat, la un moment dat o să trebuiască să cumpere un laptop și nu un calculator mai slăbuț. Nu-i de ajuns un desktop în momentul în care vrea să se deplaseze și în alte localități. Dar acum ar veni partea a doua. Dacă ajungi în frunte, atunci primești premii. Primești diplome și primești premii, se vor uita la tine firmele, se vor uita după aceea la tine și primarul, se va uita la tine după aceea și facultatea și vei avea un salar decent după aceea. Deci munca, da, din timp, munca în timp, așa, în timpul liceului îți va fi răsplătită. Da, ba chiar mai mult dacă mă duc mai departe de asta, oricum se referă la Olimpici Internaționali deja. Cei care se califică în lotul național de informatică, pentru fiecare medalie primesc bani suficienți de frumoși și pe lângă asta lunar vor primi, spuneți-mi, vă rog, ca o primă, ca o... Da, deci bursa de merit, da. Bursă de merit care îi stimulează suficient de mult ca și la anul să meargă. Avem elevi internaționali care din bursa pe care o primesc au un salar mai mare decât salarul meu de inspector. Da, noi, să zic frumos? Eu așa consider că să zic frumos pentru ei, da, îi felicit, bravo lor. Domnule inspector, cu permisiunea dumneavoastră ne oprim pentru câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat. De peste 50 de ani. Nostalgie, amintiri, prezent. Doar la terasa Crama Regun. Depozitul de mobilă Casa Mob Design pune la dispoziție o mare varietate de canapele noi și mobilă second, în stare excelentă, la cele mai accesibile prețuri de pe piață. De aici poți realiza un decor de vis pentru casa ta. Reghin, strada Erbușului numărul 21, în spatele cantinei Hora. Casa Mob Design. Confort și calitate. Librăria Libris. Prin carte poți ajunge departe. Rechizite școlare, caiete de orice tip, diferite modele de penare și ghiozdane, cărți în limba română și maghiară, dicționare, accesorii de birotică, obiecte de artizanat, cadouri și suveniruri. Reghin, cartierul Libertății, bloc 4, parter. Vă așteptăm cu drag! Librăria Libris. Prin carte poți ajunge departe.
Fabrica de preparate din carne a societății comerciale Prodimpex Monica Serele produce și comercializează prin magazinele Miro din cartierele Unirii Bloc 19 și Rodney Bloc 20 preparate din carne de pasăre, porc și vită, pregătite și afumate ca la mama acasă. Tot aici găsești carne proaspătă, cărnați tradiționali, afumături și paste de mici. Nou, produse crud uscate marca Miro. Miro, calitate înainte de toate. Reghin, strada Pandurilor, numărul 136, cartier Unirii Bloc 19 și Rodney Bloc 20. Miro, calitate înainte de toate. Oferta promoțională la motoferăstrăul Stihl, începând de la numai 790 lei. Stihl, numărul 1 mondial prin Antora Invest Re. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Revenit, dragii mei, suntem la instituție. Alături de mine este inspector de informatică, profesor Zoltan Sobo. Domnule inspector, nu știu exact cum discutam, cât am vorbit noi despre Balcaniade, despre concursul, dar eu cred că am discutat despre ceea ce îl privește în mod direct pe copil, pe un copil pasionat, un copil cu dorința de a demonstra sau de a face lucrurile nu bine, ci foarte bine și exact cum ați punctat în prima parte a emisiunii, deci alege o țintă și ținta să fie cât mai sus. Și acum întrebarea mea este, se îmbină, cât se îmbină pasiunea copilului cu pasiunea profesorului? Și acum, cred că mai mult m-aș juca puțin cu niște cuvinte, se spune de obicei că un elev de 10 trebuie să fie lângă un profesor de 10 sau un profesorul de 10 și elevul de 10. Cum stau lucrurile aici? Da, întrebarea e foarte bună, răspunsul însă nu este unic. Da. De cele mai multe ori, un profesor de 10 poate să încurajeze elevul de 10, dar profesorul de 10 nu trebuie să fie mândru și în momentul în care este depășit,
trebuie să permită elevului să caute și alte surse prin care se poate dezvolta și mai bine. Cum am spus, să zboară din cuib. Dar în alte situații sunt cazuri în care, cum am spus, când profesorul aproape nu are nicio treabă, fiindcă colectivul de clasă e suficient de tare și se încurajează reciproc. Iar în alte situații, elevul chiar caută de pe internet alți mentori, alți profesori care să învețe. Deja la informatică se poate realiza acest lucru. Și să vă dau câteva exemple. Poate că sunt exemple bune. De exemplu, cel mai proaspăt meu elev, Dan Alexandru, din clasa a treia l-am descoperit la Clubul Copiilor, când a concurat la concursul elevilor de clasa a patra, apoi elev de clasa a patra a concurat la concursul elevilor de clasa a cincea și a câștigat concursul. Și tot așa, întotdeauna era cu un pas față de ceilalți colegi de-a lui. Întotdeauna s-a calificat până la națională, fiindcă așa a vrut el. El este tipul de elev care țintește până la lotul național. Să dea Dumnezeu ca la anul, da, la anul să și ajungă în lotul național. Este foarte important și îmi place exact replica pe care ați dat-o, așa a vrut el. De obicei, până la anumită vârstă, elevii învață pentru a nu-și supăra părinții, pentru a fi totuși la un nivel la care s-au menținut în clasele primare, dar când elevul învață pentru că așa vrea el, este deja, știu eu, pot să zic, pe drumul cel bun acel elev. Da, deci efectiv e cel mai pasionat elev pe care l-am văzut. Parcă am mai văzut încă un elev asemănător cu el, pe Deac Andrei, de acum 8 ani, care efectiv și-a dat tot timpul investit, tot timpul a investit în probleme și în asemenea acțiuni. În consecință, în vremea respectivă a ochit toate concursurile posibile, indiferent că eu l-am căutat sau pur și simplu el a auzit și s-a înscris la concursuri. În consecință, după ce a terminat facultatea, acum Deac Andrei este foarte bine cotat și ca informatician la firme. Deci, efectiv, el alege la care firma vrea să lucreze, nu firma îl alege pe el. Și dacă tot vorbim despre cum sunt cotați astfel de elevi, care este viitorul, au un viitor și dacă au un viitor în România, care este acel viitor, până unde putem vorbi sau putem face o comparație cu un viitor mai bun sau mai puțin bun dincolo de granițele țării? Da, aici, dacă trebuie să răspund la întrebarea respectivă, mă refer la Olimpici Internaționali, în primul rând. Deci trebuie să știți că România are această catastrofă, această tragedie, că cred că nu spun prea puțin sau prea mult când spun 80% dintre olimpicii noștri internaționali se duc în străinătate. Deci efectiv investim în ei, statul investește în ei și din păcate după aceea posibilitățile din țară nu le convin lor, fiindcă în străinătate au și un salar mai mare și un mod de viață mai bun decât ceea ce putem oferi noi aici. Însă să ne bucurăm pentru acei 20% care rămân acasă. Da, să ne bucurăm și să-i încurajăm să rămână. Să vă spun o chestie interesantă. Balcaniada de informatică din Turcia. Acolo am discutat cu un profesor din Turcia și deja învățământul turcesc a încercat să acapareze și la ei, de exemplu, 80% dintre studenți rămân în țară și doar 20% ies. Dacă am reușit să facem noi acest lucru, să-i convingem pe ei să rămână local... Dar cum i-am putea convinge? Pentru că și în Turcia, turcii probabil au avut și metodele lor prin care le-au și trebuie să ne descoperim Asta nu ne-au spus nimic, însă este o expansiune la ei, deci efectiv se dezvoltă tehnic. Și populația crește, o populație sănătoasă care crește foarte frumos. Deci și noi ar trebui cumva să facem. De altfel, așa au spus ei, că asta e problema Occidentului, că la noi lumea, din păcate, nu crește. Deci, efectiv, natalitatea este destul de scăzută față de cei la ei.
Să sperăm că totuși vom avea o soartă mai bună din punct de vedere a informaticienilor noștri. Da, și dacă tot vorbim de informaticieni, exact cum vă spuneam înainte de emisiune, aș vrea acum să le spunem și telespectatorilor tot așa niște cuvinte pe care dumneavoastră le-ați oferit ca un model, ca o povață, ca un sfat elevilor. Care este, adică știu eu, cât de mic este pasul între un informatician care merge spre partea, care alege partea bună, drumul bun, da, și un informatician bun care mâine poate să fie un factor. Îmi amintesc la ce vă referiți, da. Chiar la clasa noua anul acesta i-am spus și obișnuiesc să spun câteodată elevilor. Din păcate, elevul bun, dacă nu are un caracter bun, poate să alunece foarte ușor în viață. Ce înseamnă asta? Fiindcă prin internet ți se deschide lumea. Dacă tu ești foarte inteligent, la un moment dat observi ce putere ai și începi să te joci de-a Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Tu știi că ți se deschid porțile pur și simplu fiindcă tu așa vrei. Găsești parole, poți să spargi parole, poți să pui parole, poți să intri la CIA, la FBI, poți să intri la documente secrete cum dorești tu și ba chiar pui un zid în fața ta și te dai că tu ești o bancă și imediat faci rost de conturile anumitor utilizatori. Și așa consider că dacă nu ai un caracter, poți să devii un hoț foarte eficient, dar sincer, nici nu vreau să-i caracterizez, nu mai sunt oameni acești oameni. Da, și exact cum a zis, probabil mergem și după vorba românului, ulciorul merge de multe ori la apă. Odată și odată, totuși... Așa cred că da. Așa ar trebui. Vreau să vă spun că s-a întâmplat, în 2008 eram la pregătirea lotului național în Iași, și chiar ne străduiam să facem problemele elevilor din concurs, când la un moment dat un coleg spune că ia uite, persoana XXX, da, nu spun numele, scuzați-mă, nu-mi permit să spun numele, uite că în Italia a fost prins. E olimpicul nostru de anul trecut care a obținut medalie de bronz la Balcaniadă. Și ne-am trezit că un elev olimpic de Balcaniadă a fost închis în închisoare în Italia, fiindcă a șmecherit pensionarii. Da, ne pare rău să auzim și despre și lucruri rele, dar din păcate asta e, fiecare la un moment dat, indiferent cât de bun e, cât de sus a ajuns, el decide pe ce drum merge. Nu, asta mi se pare că depinde și de părinți de acasă, cum educă copilul și pe lângă asta depinde și de copil. Succesul, dacă... nu credeți că îl... Depinde, deci dacă el consideră că trebuie să aibă tărie de caracter, atunci așa va fi și mai departe. Haideți să ne întoarcem la Balcaniadă, pentru că exact, da, așa am început emisiunea, Balcaniada. Care este drumul pe care îl parcurge o echipă? Să vorbim despre lotul olimpic de informatică al României, da, până în momentul în care ajunge să își încerce forțele acolo cu celelalte echipe. Da, întrebarea e bună, fiindcă de aici știm că toată lumea are șanse să ajungă la Balcaniadă. Concursurile astea încep cu Olimpiada Județeană de Informatică. Cei care se califică la națională, acolo se confruntă din nou cu anumite probleme și vor câștiga. Toți cei de la jumătate în sus se înscriu pentru baraj și se face, în afară de Olimpiada Națională, se face un baraj cine vor intra în lotul olimpic. Deci, în consecință, dacă la Olimpiada Națională participă 200 de elevi sau 300 de elevi, atunci 150 vor fi în concurs pentru barajul de lotul național de informatică. Din acest baraj se vor califica doar 20 de persoane în lotul național de informatică, cei mai buni informaticieni din țară. Acești 20 de elevi, după aceea, vor avea două tabere de pregătire a lotului național și doar vârful dintre ăștia 20, care în general sunt maxim 8 persoane, câteodată 7, altădată 6 persoane, vor forma grupe de câte 4 persoane, 4 concurenți pentru Olimpiada Internațională, 4 concurenți pentru Olimpiada Centrală Europeană, alți 4 pentru Olimpiada
balcanică și alți trei pentru turneul de la Schumann despre care v-am vorbit, care, fiindcă se fac două tabere de pregătire, din această cauză și avem un termen limită până când trebuie să raportăm după prima tabără un anumit lot și concursul continuă, lotul se poate schimba pe parcurs și atunci efectivul de elevi de la o olimpiadă internațională altă se poate schimba un pic. Și în general 7-8 concurenți sunt prinși în aceste echipe. Conduceți și pregătiți lotul olimpic din anul 2008. Da, din anul 2008. În fiecare an v-ați pregătit și v-ați, exact cum ați zis, v-ați prezentat cu, știu eu, curaj, demnitate și foarte bine pregătiți la astfel de concursuri și olimpiade. Da. De ce faceți? Nu așa trebuie să pun întrebarea. Nu de ce faceți, pentru că știu de ce faceți. Vreau să vă spun, să vă întreb, o parte din ființa dumneavoastră, din ceea ce sunteți, eu sunt convinsă că merge acolo cu acești copii, mai ales că faceți acest lucru de atâția ani. Deja nu mai putem vorbi decât despre pasiune și dăruire. Asta am vrut să spun, că este o activitate neplătită, într-un fel. Adevărat că sunt anumite stimulente, dar minimale. Deci, efectiv, o oră de la școală valorează mai mult decât o oră de acolo și acolo câteodată, credeți-mă, lucrăm până noaptea la 4, la 5, dacă nu ne-am terminat și din probleme pe care noi ne chinuim să le transformăm în probleme rezolvabile în 8-9 ore, elevii astfel de probleme trebuie să rezolve în 4 ore. Deci, adevărat, noi facem și evaluatorul, să nu mă înțelegeți, și facem, să nu mă înțelegeți greșit. Da, v-am și înțeles. 2, 3, 4 surse alternative care trebuie să aducă către aceeași soluție. Deci, e clar că evaluatorul trebuie să fie cu un pas înaintea concurentului. Dar noi trebuie să ne asigurăm că toate problemele au soluții bune și, într-adevăr, vor fi o provocare pentru elevi. Atât prin originalitate, cât și prin nivel de dificultate și multe alte aspecte. După o scurtă pauză de publicitate, domnule inspector, o să revin cu o întrebare unde ne situăm ierarhic cu elevii mureșeni. Dragii mei, rămâneți alături de noi. Ne întoarcem imediat. Publicitate. Cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Sunteți în căutarea unei tâmplării de calitate la cel mai avantajos preț? Pavio este soluția ideală pentru orice buzunar. De peste 15 ani în domeniul tâmplăriei din PVC, Pavio garantează clienților săi ferestre și uși de înaltă calitate la cele mai mici prețuri. Două game de produse, economic și premium, termen de execuție 7 zile, montaj și transport gratuit în întreg Ardealul. Ne găsești în Reghin, strada Ernuțeni, numărul 138, vis-a-vis de Delta Term, de luni până vineri, între orele 8 și 17. Pavio. Ferestre mândre din Ardeal. Eleganță deosebită, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Elite și Elite Fashion XXL, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 1. Vă pun la dispoziție o gamă bogată de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie. Descoperă ținutele elegante, texturile și stilul unic ale unor colecții atât de apreciate de femei și bărbați. Piese vestimentare rafinate pentru orice siluete. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Fii unică doar prin magazinele Elite și Elite Fashion XXL din Reghin.
Din cel mai bun grâu, produsele noastre de calitate îți oferă un gust inegalabil, sănătate și mai mulți bani în buzunare. Pâinea noastră, mereu proaspătă, îți întregește familia. Produsele de panificație ale brutăriei Giurgiu le puteți găsi la magazinele situate în cartierele Gării Unirii, Salcămilor și Mihai Viteazu. Brutăria Giurgiu, pâinea familiei Reghinene. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de saună, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323 Pensiunea Anca, Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens Sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghiniană. jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Doamnelor și domnilor, suntem pe ultima parte a emisiunii Instituția. Alături de mine și alături de dumneavoastră în această seară este profesor Sobo Zoltan, inspector de informatică și, în ultimul rând, profesor de informatică în cadrul Liceului Tehnologic Petru Maior. Domnule inspector, elevii mureșeni, am rămas așa pe ultima parte și acum revin cu pe penultima parte cu întrebarea: elevii mureșeni, unde se situează ierarhic la astfel de competiții alături de ceilalți elevi români? Pot să vă dau un răspuns referitor la unde ne aflăm lotul județului Mureș. De la județeană până la națională, fiecare județ are dreptul să se prezinte cu o echipă și această echipă, în funcție de rezultatele pe care le avem, poate să aibă minim 4 membri și maxim 11 membri.
iar lotul județean de vreo 5 ani încoace, întotdeauna cu 11 medii, deci cu număr maxim de participanți, se prezintă la Olimpiada Națională. Ceea ce înseamnă că, la nivel național, județul Mureș se comportă frumos. Acum, unde este reginul față de județul Mureș? Să știți că aproape în fiecare an am avut cel puțin un olimpic național. Au fost ani în care chiar doi elevi ne-au reprezentat la Olimpiada Națională. Acum încerc să spun nume de reghinieni cam din 2001 încoace. Costa Ciprian, Atasiei Bogdan, Sachelarie Bogdan, Pop Silviu, Dan Alexandru, Szilard, Vajda Szilard. Deci am spus câteva nume și credeți-mă, pe toți pe care i-am spus, toți au fost la... Petrovan Bogdan am uitat, chiar dacă n-a fost la națională, odată era să se califice și de aceea îl spun pe el special, fiindcă era extraordinar de talentat tot de la Clubul Copiilor descoperit. Deci toți acești elevi au fost descoperiți de la Clubul Copiilor înainte să se apuce la mine să lucreze în informatică, în domeniul informaticii. Acum, dacă continuăm mai departe, unde sunt olimpicii mureșeni față de olimpicii naționali de ai noștri? Din păcate, nu avem foarte mulți în lotul național de informatică. În lotul național de informatică din județul Mureș, după toate cunoștințele mele, s-au calificat doar 3 elevi mureșeni, dar dintre ăștia 3 elevi, 2 s-au calificat chiar și la olimpiade internaționale. Un elev, Grigorian Andrei, era în aceeași generație cu elevul meu, Deac Andrei. E foarte interesant. Cei doi din clasa a noua se luptau pentru locul întâi la județ și Andrei a ales să țintească până la națională. Grigorian întotdeauna spunea că pe mine nu mă interesează, eu vreau să mă duc la internațională. Și cred că asta a pus cuvântul, ca Andrei s-a mulțumit cu Olimpiada Națională, să nu credeți că în carieră nu s-a dezvoltat, fiindcă are o carieră strălucită. Dar efectiv, prin faptul că Grigorian Andrei a spus că eu vreau la internațională, la un moment dat a luat legătura cu studenți internaționali, cu studenți care au participat la concursuri internaționale, s-a mutat la București, la Liceul Internațional și acolo a reușit să se califice în lotul național, de unde s-a dus direct la Olimpiada Internațională. Felicitări lor! Da! Da, vă rog, dacă vreți să... Aveam impresia că vreți să mai... Da, vreau să spun că există un alt elev, Punii Andrei. Sigur. Chiar am fost bucuros să-l conduc la Olimpiada Internațională în 2009 la Plovdiv, în Bulgaria, unde el s-a întors acasă cu medalia de bronz. Bravo, suntem mândri. Suntem mândri de acești elevi, cum la fel suntem... Vă felicităm, da. Suntem mândri de dumneavoastră, pentru că aveți un rol important și dacă tot vorbesc de rol important pe care îl aveți în clădirea acestor elevi, da. Aș vrea să punctăm realizările dumneavoastră în ceea ce înseamnă pregătirea concursurilor, pregătirea olimpiadelor. În ce constă o astfel de organizare, o astfel de pregătire? Da. Păi, dacă am vorbit, poate că ar trebui să vă spun... în ce concursuri particip, da. Cum am ajuns în lotul național de informatică. Deci, prima oară, în 2008, am mers la Olimpiada Națională de Informatică și acolo am prins un moment unic în viața unui profesor. Anul următor trebuia să se organizeze Olimpiada Central-Europeană de Informatică și organizatorul care s-a angajat că va organiza Olimpiada respectivă a spus că nu are surse, nu are coechipieri și în consecință se retrage. Și cu ajutorul lui Grigorian Andrei, despre care v-am vorbit, care era în lotul profesorilor, în lotul în Comisia Națională care făcea probleme, a spus că domnul profesor, județul Mureș ar putea. M-am și speriat, dar după ce a treia oară m-am împins din spate, am luat curajul și am spus că dacă îmi permiteți, eu încerc să mă interesez dacă am putea organiza un concurs de Olimpiadă Central Europeană în județul Mureș. Astfel, după ce am primit un da,
am început să lucrez mult mai profund în aceste competiții. Am participat la pregătirea lotului național de la Iași în 2008. După aceea m-am dus la Olimpiada Centrală Europeană în 2008 în Germania, la Dresda. Și apoi, după ce am acumulat experiențe suficient de multe, eu spun că n-au fost suficient de multe, dar oricum foarte importante în acel moment, în 2009, la Târgu Mureș, am organizat Olimpiada Centrală Europeană de Informatică. Eram persoană de contact împreună cu domnul inspector Gânța Vasile și cu mulți alți colegi sufletiști. Am reușit să ducem la bun sfârșit, așa încât ceea ce m-a bucurat foarte mult, Rob Kohlstadt a fost invitat și Statele Unite, echipa Statelor Unite, care au dus medalia de aur absolut. Aur absolut se spune la locul întâi. Așa, s-au dat trei medalii de aur la concursul nostru, dar aurul absolut a fost luat de Statele Unite. Când a ajuns acasă, mi-a scris o mulțumire că a fost un concurs foarte bine organizat și mulțumește pentru organizatori pentru ceea ce au făcut. Mai departe, asta a fost. După aceea, tot în anul 2009, am participat la Olimpiada Internațională din Bulgaria, unde am spus, spune Andrei, mureșanul nostru s-a întors cu medalie de bronz. Apoi, în 2010, am fost în Slovacia la Olimpiada Centrală Europeană. În 2011 n-am fost ieșit din țară, fiindcă s-a organizat la noi Balcaniada de Informatică, iar eu eram în Comisia Științifică de la Bistrița, la Olimpiada de Juniori. Și am avut două probleme în concurs, ceea ce m-a bucurat, fiindcă eram singurul profesor cu două probleme în concurs. Și o problemă era, și asta e bucurie că era problema așa de grea, dar în general arăta cât de prost am ales problemele. Erau probleme așa de grea în concurs, încât din 100 de puncte, unul a făcut 40 și restul 0. Și asta e încă un lucru, trebuie să știi să alegi problema unde pui încât să aibă rost. O problemă care nu face diferență între doi elevi nu are nicio valoare. Deci dacă tu faci o problemă la care toată lumea face 100 de puncte sau toată lumea 0 puncte, problema aia nu și-a găsit rostul în acea competiție. Deci trebuie să știți și acest lucru, că nu-i indiferent unde propui o anumită problemă. După aceea, deci după Balcaniada din 2011 din Bistrița, a venit 2012, am fost în Croația la Olimpiada, am fost în Serbia, în Belgrad la Balcaniada, unde ne-am comportat așa de frumos. Trebuie să înțelegeți și acest lucru, că câteodată este o politică a liderilor. În momentul în care echipa României a obținut din patru persoane locul 1, locul 2, locul 3 și locul 8, au spus, haideți să dăm doar două medalii de aur. Oh. Deci, efectiv, dacă era al treilea concurent altceva decât român, atunci sigur s-ar fi votat a treia medalie de aur, dar a mers pe voturi. Au spus că, conform procentajului 2,78, ceea ce nu se pot da trei medalii de aur, dar în alte situații se puteau da. Deci să știți că la Balcaniadă România este una dintre adversarii cei mai de temuți, unul dintre cei mai temuți adversari. După Belgrad a urmat Primoște în Croația, Olimpiada Centrală Europeană, unde ne-am comportat iarăși foarte frumos, și după aceea am participat anul acesta în Turcia, la Ankara, și vă spun, în fiecare țară am găsit ceva foarte frumos. Am găsit ceva care e specific culturilor și, în primul rând, se vede că nu se pune accent pe politică, se pune accent pe prietenie, se pune accent pe știință, și ar fi foarte bine dacă am putea prelua noi în viața de toate zilele acel mod prin care, în momentul în care traducem subiectele, au încredere în profesor, că acum bine te poți duce acasă, știu că nu vei vorbi nimic cu elevii din concurs. Da. A spus un lucru important, domnule profesor, domnule inspector. Da. De ce învățământul? Ați fi avut posibilitatea să alegeți și alte domenii, mult mai, să zic, mai, știu eu, da, o oarecare satisfacție mai mare din punct de vedere financiar.
Totuși, sigur, ați ales învățământul. Care este motivul? Da. Motivul este... Sau motivele? Da. Motivul este un motiv triplu, așa am vrut să spun, da? Sunt mai multe motive. În primul rând, provin dintr-o familie de dascăli. Și mama și tatăl meu au fost profesori de fizică, matematică fizică. Tata era inspector de fizică din regiunea Reghin în vremea respectivă. În consecință, mi-a fost foarte familiar. Deci știam cum se explică o problemă. De acasă deja am pornit așa încât nu numai că mi s-a explicat bine, dar și eu am încercat să explic altora. Și mi-a plăcut întotdeauna ca să ajut pe alții. Primul lucru. Al doilea lucru. Deci, efectiv, m-am văzut dascăl chiar de aceea, fiindcă mi-a plăcut să explic. Mi-a plăcut să lucrez cu copiii și chiar și acum pot să spun că găsesc o plăcere extraordinară atunci când văd în clasa nouă intră elevul care încă nu-i pregătit. Deci, efectiv, habar n-are de informatică și în clasa 12-a văd cum roadele au apărut, fructele sunt coapte și gata de drum. Deci, nu știu, lucrez de 2 ani în inspectorat, ăsta e al 3-lea an, dar în hârtii n-am găsit atâtea plăcere decât în copii. Iar al 3-lea motiv este faptul că era drumul cel mai cunoscut posibil. Deci nu știam ce e la o firmă, nu știam ce e în societate să fiu angajat al unei firme, dar știam în învățământ ce mă așteaptă și parcă m-a atras. Vă mulțumim și vă mulțumim că v-ați lăsat atras de această meserie frumoasă, această meserie care implică suflet. Da. Și în același plăcere. Timp, eu vă mulțumesc pentru faptul că în această seară ați fost alături de mine și alături de telespectatori. Îi felicit pe toți elevii dumneavoastră. Mulțumesc. Vă felicit pe dumneavoastră din suflet și vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Mulți ani și prin mâinile dumneavoastră să treacă mulți elevi care, la final, în momentul în care se întorc și privesc în urmă, sunt convinsă că o să privească cu admirație. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc dumneavoastră că în această seară ați fost alături de noi. Până la o nouă ediție a emisiunii Instituția, să aveți o săptămână minunată, iar gândul bun să vă însoțească mereu. Emisiune realizată cu sprijinul Hora S.A.